Am emoții. Hei, salutare, gașcă, eu sunt... Aaa, ce emoții am! Nu cred! Hei, salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Și știu că n-am mai spus asta de mult, așa că meritați niște explicații. Știu că n-am mai postat vloguri atât de des, așa cum erați obișnuiți. Însă, a fost o perioadă în care s-au întâmplat foarte multe lucruri în viața mea. Înainte să începem acest vlog, v-aș ruga să rupeți butonașul de like, pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp un vlog și am emoții, iar susținerea voastră m-ar ajuta enorm. Apropo, locul în care sunt, cred că cel mai activ este Instagramul, așa că vă aștept acolo. Nu uitați să vă prindeți notificările ca să fiți la curent de fiecare dată când postez ceva. Vă aștept și pe Instagram. M-am gândit să fac acest vlog în care vă citesc secretele, nu știu a câta parte e, cred că a cincea. Scrieți-mi comentarii, pentru că știu că vă place foarte mult această serie la mine pe canal, așa că m-am gândit că dacă vă povestesc de ce n-am mai postat, să avem și o latură mai amuzantă. Nu o să fie o poveste foarte lungă, ci pur și simplu vreau să vă spun că asta nu este neapărat un vlog de revenire, nu o să postez atât de des pe YouTube. Asta nu înseamnă că o să mă las de YouTube, vlogurile fac parte din viața mea, deci o să continui să mai postez, doar că nu atât de des cum erați obișnuiți. Înainte să vă povestesc de ce n-am mai fost activă, nu mai pot de nerăbdare, vreau măcar câteva secrete să le citesc. Hai să începem! Începem în forță! Mi-am rupt piciorul intenționat ca să nu mai merg la școală. N-am mai fost. Văd că ești foarte fericit că n-ai mai fost la școală. Mă bucur că ți-ai îndeplinit misiunea, dar în același timp îmi pare rău pentru piciorul tău că a avut de suferit și acum e rupt. Doar pentru a nu mai merge la școală. Unde s-a ajuns? Am chiulit acum de la ultima oră. Nu-i voie. I-am luat cardul mamei și am cheltuit 500 de euro. Nu te-ai încurcat nici tu. Dar crede-mă pe cuvânt că nu mai e nevoie să iei cardul mamei tale. De ce? Pentru că o să spun un secret al meu. Mama ta poate să-ți vireze banii instant dacă vă descărcați chiar acum amândouă super aplicația financiară de la banca digitală Revolut. În plus, dacă vă descărcați chiar acum Revolut prin linkul meu, primul link din descriere mai exact, o să primiți un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei. Sună interesant, nu? E gratuit să-ți faci cont, așa că nu există niciun dezavantaj să-ți descarci aplicația și să o încerci. Nu facem ASMR sau cum se numește chestia aia, ci pur și simplu am vrut să vă arăt cardul meu de la Revolut. E negru, am vrut să fie mai clasic, dar voi puteți să vi-l personalizați, which is cool. Mie îmi place mult, deci recomand. M-am gândit să împărtășesc cu voi secretul meu pentru că am parte de foarte multe beneficii. Iar dacă eu una am parte de ele, îmi doresc să aveți parte de ele și voi, comunitatea mea. Uite, de exemplu, eu și mami folosim Revolut non-stop pentru că ne este mult mai ușor. Putem să trimitem sau să primim plăți instant către alte conturi Revolut din Europa, SUA, UK, Australia, Singapore și Japonia. Hai să facem un test chiar acum. O să-i cer lui mami 500 de lei pe Revolut, nu 500 de euro cum a fost în secret, și să vedem cât de repede îi primesc. A zis că îmi trimite acum. Hai să vedem cât de acum. Gata, i-a trimis. Mulțumesc, mami! În plus, putem să avem parte de retrageri de la bancomat gratuite oriunde lume, în funcție de limita de retragere a planului pe care fiecare l-are. Iar dacă mergem într-o vacanță, folosim Revolut, pentru că putem să cheltuim fără comisioane și la cursul de schimb real. E super ușor, deoarece poți schimba bani direct din aplicație sau Revolut îi va converti automat pentru tine atunci când folosești cardul. Și dacă tot vorbim de vacanțe, să știți că prin Revolut Sejururi puteți să rezervați super cazări oriunde în lume și o să primiți 10% cashback, comisioane exclusive și 0 taxe pentru rezervare. Let's go! Descarcă chiar acum gratuit Revolut, creează-ți cont, alegeți cardul și enjoy it! E simplu și ai parte de multe beneficii. Eu l-am mereu aici cu mine. Am pătat halatul mamei preferat, ce mă sfătuiesc să fac? Să-l bagi la spălat? Iar dacă nu știi cum să bagi hainele la spălat, poți să cauți pe YouTube că 100% există tutoriale. Cele albe la 60 de grade, cele negre sau colorate la 40 de grade. Sau mă rog, poate există și alte variante, poate voi fi contrazisă. Dar eu vă spun cum fac eu și credeți-mă pe cuvânt că ies hainele perfecte. Sau stai că nu știu câți ani ai dacă ești mic și nu știi să aprinzi, în primul rând, mașina de spălat. Chiar dacă te uiți tu la tutoriale, cum să dai drumul la apă, cine știe ce faci în casă, nu! Cel mai bine, fii sincer cu mama ta. Mama e mama. Te iartă orice ar fi, crede-mă pe cuvânt.
O să fiu sinceră și transparentă cu voi așa cum am fost de fiecare dată, pentru că știți cât de mult vă iubesc și știți că voi sunteți familia mea de aici din online. Am simțit că e nevoie de o pauză, pentru că nu mă mai regăseam în YouTube. În acel moment din viața mea simțeam că vlogurile nu mă mai definesc și nu mi-am dorit niciodată să fac un lucru dacă nu-i din plăcere. Voi știți foarte bine că în tot ceea ce fac eu îmi pun tot sufletul, pentru că pur și simplu așa sunt eu. Sunt o persoană foarte sufletistă, sensibilă și în același timp foarte puternică. Da, deci niciodată n-am făcut un lucru dacă nu am simțit pasiunea și dorința de a face acel lucru. Așa că am zis să pun stop. Eram sigură că o să-mi revin la un moment dat, pentru că YouTube-ul face parte din viața mea, doar că în viața unui om, pe măsură ce crește, se întâmplă anumite lucruri care te dau peste cap. Și am preferat să mă retrag un picuț și să prețuiesc mai mult timpul cu mine. A fost o perioadă în care m-am dezvoltat enorm, m-am cunoscut pe mine, am cunoscut-o pe Bibi, cea adevărată, ca să zic așa. Am descoperit în mine puteri nebănuite și asta vă îndemn și pe voi, să încercați să petreceți timp cu voi, să fiți sinceri și real cu voi și de ce nu, poate o să descoperiți noi pasiuni sau noi laturi de ale voastre pe care nu credeați că o să le aveți. Așa că eu una nu regret că n-am fost activă, știu că voi în fiecare zi mi-ați dat mesaje și vă mulțumesc că vă faceți griji pentru mine, vă super iubesc, mă bucur că m-am redescoperit pe mine, persoana care îmi doream cu adevărat să fiu. Aveam nevoie de asta. Și aveam nevoie să îmi dovedesc că pot să fiu persoana aia pe care o voiam și de care aveam nevoie. Așa că mă bucur foarte mult că am pornit pe un drum cu mine, un drum care o să fie despre mine. Și ce pot să vă zic e că nu am stat degeaba, ci am făcut foarte multă muzică, pentru că voi știți că muzica este prima mea pasiune și muzica curge prin venele mele. Fiți cu ochii pe canalul meu de YouTube, pentru că aici o să vedeți foarte multă muzică, din ce în ce mai multă. Muzica mă împlinește cu adevărat în orice moment al vieții în care aș fi. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce se întâmplă și înainte de a trece la secrete vă spun doar atât. Fiți buni cu voi, pentru că dacă o să fiți buni cu voi, este imposibil să nu oferiți în jurul vostru doar bunătate. Încercați să fiți înțelegători și blânzi cu persoanele din jurul vostru. Cuvintele frumoase nu costă nimic și dacă nu reușiți să puneți un zâmbet pe fața cuiva sau să încercați să înțelegeți povestea, mai bine nu mai spuneți nimic, pentru că vă protejați în primul rând liniștea voastră și în al doilea rând nu o să știți niciodată cu ce se confruntă de fapt persoana respectivă, ce simte cu adevărat. Vă spun lucrurile astea, deși știu că nu fac eu educație în online și știu că nu schimb eu acum mentalitatea oamenilor, dar dacă tot sunt atât de urmărite, lucru pentru care sunt foarte recunoscătoare. Și vă mulțumesc că mă susțineți indiferent de situație și că bibișorii mei adevărați sunt aici alături de mine indiferent de ce aș face. Dacă tot am o voce în mediul online, îmi doresc să spun anumite lucruri și lucruri frumoase și bune și poate dacă o singură persoană din atât de mulți care vedeți acest vlog, am vrut să spun, eu sunt mai mult decât fericită. Gata cu lucrurile serioase, am spus ce am avut de spus, să revenim la chestii amuzante. Să fim amuzanți așa cum eram, că știu că de asta vă era dor. Și stați liniștiți că o să continui să mai pun vloguri, dar vloguri care merită să fie pe canalul meu de YouTube. Vloguri în care o să pot să vă fac să râdeți sau în care voi avea lucruri importante de spus, cum a fost și acesta. Lucruri în care eu chiar o să cred cu adevărat. Let's go! Să continuăm! Asta e bună, am avut o relație de 9 luni și nimeni nu a știut, nici măcar el. Aplauze pentru sinceritatea ta. Da, măi, cred că cu toții am avut o relație de asta despre care celălalt n-a știut. Și eu am avut o relație cu Zac Efron sau cine știe ce actor. Și ei n-au știut. Deci e ok, dar performanța ta de 9 luni nu cred că a avut-o altcineva. Mi-am dorit mereu să fiu actriță și nu am spus nimănui asta. Mă bucur foarte mult că mi-ai spus mie și nu renunța la visul tău, pentru că nimic nu este imposibil. Cine știe, poate dorința asta pe care ai avut-o dintotdeauna o să te împlinească pe tine ca și om. Și mai știi ce mare actriță o să devii? Trece una de-astea pericoloase. Tata a înșelat-o pe mama de când eram mică și știam asta, dar nu i-am spus mamei. Da, nici nu vreau să-mi imaginez. Este o situație în care copilul are cel mai mult de suferit și este pus într-o ipostază în care nu știe cum să reacționeze. E mai bine probabil că nu i-ai spus, să sperăm că tatăl tău i-a spus mamei tale. Dar da, ca un copil să ducă povara asta atât de grea e... Mă repet, nu vreau să-mi imaginez. Mi-am motivat absențele singură. Ok. Am mințit că mi-e rău la întâlnire doar să plec de acolo că tipul era nașpa. E bine că ai plecat și că nu ți-ai pierdut timpul. Am fost cu doi băieți în același timp. Poate cineva să-mi explice și mie chestia asta? Nu știu, mintea mea asta omenească.
care poate să gândească multe. Asta nu poate să o înțeleagă. Că eu n-aș fi în stare. Mi se pare o performanță, vreți să vă mint? În afara faptului că eu sunt focus pe mine în acest moment, să excludem treaba asta, eu, după ce că răspund la mesaje foarte, foarte, foarte greu, să vorbesc și cu doi în același timp sau cu mai mulți? Nu, n-aș reuși această chestie. Eu uit să răspund la mesaje importante, mesaje care țin de cariera mea, de business și așa mai departe. Da, nu. Nu mai am ce să zic. Am intrat peste profesor în baie pentru a ruga să nu mă asculte. Am avut iubit timp de 2 ani și ai mei nu au știut. Mă, nici pe asta nu pot să înțeleg. Cred că mi-au greșit ăștia ceva din fabrică mie. Eu nu pot să-i mint pe ai mei. Și credeți-mă, și dacă aș vrea, nu pot. Nu pot să mă uit în ochii lor și să știu că eu le ascund ceva. Mi se moaie picioarele. Vă spun sincer și cu mâna pe inimă că nu pot să port o conversație cu ei dacă le ascund ceva. Dar așa sunt eu. Eu sunt o persoană foarte sinceră, directă și în special cu familia și cu oamenii pe care îi iubesc. Nu. La mine nu există minciuni. Nu accept așa ceva, nu. Am fost în cimitir la 0000 cu prietenii mei și am rămas acolo peste noapte până la 500. Mă, dar alt loc în care să vă strângeți și voi, să ziceți o glumă, să spargeți o sămânță, n-aveți doar în cimitir? Mie una mi-ar fi foarte frică și dacă aș fi cu 20, 30, 50 de prieteni, n-aș putea să petrec atâta timp în cimitir. O să petrec destul timp. Când o fi timpul, de ce să mai petrec și acum? În loc să ieși eu într-un parc, stau pe cimitir, Doamne ferește! I-am tăiat cauciucurile doamnei de mate. Dar ce a făcut săraca femeie? Cât de tare te-ai enervat, ce doi ți-a pus de ei făcut așa ceva? Adică știu că și eu eram supărată dacă luam o notă mai mică. Dar să tai cauciucurile, am spart din greșeală parbrizul la o mașină când voiam să arunc după un prieten cu o piatră. Zi mersi că ai spart parbrizul la mașină, că cine știe dacă îl nimerai cu piatra aia ce se întâmpla, poate aveai parte de ceva mai rău. Deci, o mașină se repară. Viața unui om? Nu. La 12 ani am fost violată de bunicul meu. Refuz să cred că se întâmplă asemenea lucruri, deși sunt conștientă că se întâmplă și mi se rupe inima. Tot ceea ce sper e că ai avut cu cine să vorbești, cu părinții tăi sau să mergi la un psiholog, pentru că nu este o rușine în asta să vorbești și să încerci să scapi de asemenea traumă, pentru că pot doar să-mi imaginez că asemenea acțiune lasă traume mari care te marchează, mai ales la o vârstă atât de fragedă, de la 12 ani. Chiar îmi pare foarte rău să aud chestia asta și nu vine să cred că există asemenea oameni. Îmi făceam baie și mi-am auzit părinții făcând... Făceau de mâncare în bucătărie, nu-i așa? Am pupat o broască. Te rog, spune-mi că nu te așteptai să se transforme într-un prinț. Am vorbit cu iubitul prietenei mele pe la spatele ei și când a aflat, ea mi-a propus să fim toți trei împreună. Hai că am râs și de data asta. Aveți niște secrete foarte interesante și vă mulțumesc că le-ați împărtășit cu mine. Acesta a fost vlogul, vă mulțumesc că sunteți alături de mine de fiecare dată și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, TikTok, Facebook, pe YouTube și pot să vă spun doar atât. Urmează foarte multă muzică pe acest canal și sunt foarte fericită. Eu v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare! Pa!